Mai lat. În spate la Camora, centrarea lui Mario Camora, respinsă de Ionut Stoica. Țucudean, Țucudean, gol! CFR la primul șut pe poartă. George Țucudean deschide scorul. Campioana României sparge gheața la Târgu Mureș. 1-0, gol marcat de același George Țucudean, care ajunge la cota 7. Totul pleacă de la această decajare neinspirată a lui Ionut Stoica, care apoi îl pierde pentru pe Țucudean, iar golghetorul CFR-ului îl execută pe Căbuz. 1-0 pentru trupa lui Conceição.